Bună seara, stimați ascultași! Bună seara, minilor din această seară, Andrean și Arina, dragii mei, dați-mi voie să vă felicit cu acest moment important în viața voastră. Să vă doresc o căsnicie tainică, de durată, mulți copii frumoși și toți sănătoși. Astăzi am venit către voi cu o surpriză frumoasă din partea unei persoane care lipsește și vreau să vă dau o întrebare. Cum credeți din partea cui am venit? Așa, poate altcineva? Eu pentru voi am un mesaj de felicitare și când am să dau citire, poate înțelegeți din partea cui vine această surpriză sau mai bine înțelegeți din piesa care vă urma. Dacă ar fi posibil să veniți aici. Alina, vreau să încep cu tine. Această orchidee este pentru tine. Pentru una așa mare. Pentru tine, Andrea, și pentru nașul mare, da? Acum, o să dau citire mesajului de felicitare și poate înțelegeți din partea cui a venit. Sunteți pregătiți să o ascultați? Păi astăzi sunteți mire și mireasă. Cu siguranță sunteți cei mai frumoși în partea noastră. O familie frumoasă ați creat, alături îi aveți pe nașii voștri, un exemplu de urmat. Eu vă doresc ca în calea voastră să vă răsară în rogul, doar și fericirea. Binecuvântarea la voastră casă, cu copilaș pe lângă voi, să vă bucurați la masă. Să vă iubiți, să vă cedați, nici când unul pe celălalt să nu vă supărați. Bucurii părinților să aduceți plecăciuni și mulțumiri să le ziceți. La mulți ani cu sănătate, mult noroc în toate. Cu drag, mă urmăm piesa și am fost din partea voi. Mă iubești în așa mea bună,
tare și el, da? Sigur, estimați cântar și v-a asigurat munca, sigur, vă mulțumesc. Alina și Ionela, tinerii din Pișină, nu-i mai potrivit timpie cu Valentina și Gerardi. Și vă doresc mult sănătate cu toți, cu copiii, fericire, mult copiii viață, Adrian, și tare cu cuțini, cu cuțul, nu știu cum băieți la sănătate, cu tine. Nu, cum mă vorbim prost, mă părinte. Am mutat pe casă și vă scuzați că am o leac de emoții când sunt la masă, nu sunt în doamnă, nu sunt acolo. Mă dorim să arătate bucurie și amara tine. Pentru voi și vă las. Să ne bucurați alături de nașii noștri. Mulțumesc!